Bun. Salut băieți, bună ziua oameni buni. Sandu Pescar Dunărean, încă o dată aici să vă prezinte ceva de ale pescuitului, fiind ploaie afară și nu putem să ieșim la pescuit, fiindcă vremea nu ne lasă de vreo săptămână și ceva. Am decis ca astăzi să-mi fac un coșuleț din oarece, dar nu la întâmplare. Un coșuleț pentru să ducem în zona de pescuit la feeder cât mai exact și cât mai sigur și să ne iasă cât mai greu viermușii din el. Ce ne trebuiește pentru acest lucru? Ne trebuiește un dop de la o sticlă cu gât, vedeți, mai lung, nu contează culoarea, un corp de siringă și o tijă. Să vedeți ce minunăție de coșuleț de feeder pentru a duce mâncarea în zona cât mai exactă după ce nădim, după ce facem cu coșulețele de nădire, facem patul de nată și noi vrem pe urmă să ducem, să pescuim și să ducem în acea zonă viermuș, vii și să ne iasă cât mai greu. Atunci eu m-am gândit să fac acest coșuleț și o să-l vi prezic și dumneavoastră din ce mergem pe parcurs. Încă o dată zic, sau spun, ne trebuiește de la o siringă, să vede, o siringă normală, da, cu gradație, cu tot, i-am scos interiorul, nu mă interesează interiorul, un gât de la o sticlă, da, cu gât mai lung, da, adică un fel de, un gât să aibă oameni buni între 3 cm minim, lungimea, da, să aibă 3 cm, ne folosește foarte mult. Încă o dată, chiar dacă mă repet, deci tija, corpul de la o siringă și acest capac cu puțin gât de la sticlă, așa. O să vedeți de ce ne trebuie și capacul, mai ales capacul trebuie, fiindcă trebuie să ne ajute să ducă mâncarea, sau dacă nu, mai bine, eu l-am făcut pentru viermuș, să ne ducă viermușii, mai bine zis, în zona unde dorim noi, pe patul de nadă. Și atunci, ca să intre ăsta în sticla asta, eu vreau să-mi intre acest corp verde de la ăsta, vreau să intre în sticla asta. Da? Și până atunci, până fac chestia asta, cu ce pot să fac să-l aduc să intre, dacă el fiind mai mare, cu ce aș putea să-l fac să intre aici? Ia uitați cât de simplu. O coadă de la o mătură, băgăm gâtul, un încălzitor electric, da? Sau eu știu, un fion, mai bine zis, pornim, îl îngustăm foarte puțin, adică el o să strângă, ne facem proba din când în când, oprim. După ce am făcut treaba asta, dăm într-o parte de bățul de mătură și facem încă o dată proba. Dacă ăsta începe și intră, ia uitați, perfect, da? Asta înseamnă că am reușit să facem partea de jos pur și simplu a coșulețului, de a duce viermușii precis și sigur unde vrem. Acum scoatem partea verde. Pe acest tub, e un tub practic, avem gradație 10, 20, 30. Da, avem niște gradații. Eu vreau să introduc ăsta aici, la bază sus, nu aici jos. O să-l decupez de undeva, o să-l tai, adică mai bine zis. Da? Undeva aici și o să-l tai undeva de la distanța de, unde ne arată 10, 20, 22, maxim 23. Adică undeva pe gradație de la 21, 22, 23, undeva aici, o să-l tai. Cu ce? Simplu. Cu o pânză de bonfire, îl tăiem sau o să revenim imediat. Am o menghină pe masă pusă, o să prind tubulețul
ca să tai cât mai exact, un pic în menghină, fiindcă se așează destul de bine, îl strâng un pic, i-am dat deja semnul și cu pânza de bonfire căutăm să tăiem cât mai drept și cât mai corect. Ia uitați, perfect. Da? Ce facem? Doar slăbim și răsucim. Da? Îl punem iar. Iar din nou facem aceeași chestie. Răsucim. Aceeași chestie încă o dată. Slăbim și îl răsucim. De ce vă spun că în menghină? Fiindcă ăsta, tubul ăsta, are niște opritori la capet și eu am oprit exact în menghină opritorul ăla. Și atunci îmi dă voie să tai perfect. Să se așeze tubul perfect. Ia uitați. Asta este. Da? Slăbim. Și ia uitați. Tăietura e perfectă. Acum o să strângem menghina. Deocamdată nu ne mai trebuiește. Chiar dacă o să ne întindem un pic cu videoclipul, eu zic că nu o să vă pară rău și o să faceți și dumneavoastră, o să vedeți. O să vă pună pe gânduri acest coșuleț. Haideți să ne ridicăm un pic imaginea. Și acum partea care a mai rămas foarte puțină, să zic așa, o descupez. El a tăiat perfect de drept. Vedeți? Ia uite. Perfect. Am o foarfecă sau un cutter, ce vreți. L-am decupat. Partea asta de aici ne trebuiește. Acum ce-i facem, oameni buni? Căutăm să fasonăm marginea. Haideți să fasonăm. Avem mai multe feluri de a fasona. Una, îl putem fasona cu un șmilgher subțire. Da? Avem și șmilgher foarte fin. Îl punem pe masă. Da? Haideți să vedem. Șmilgher. Da? Și căutăm să-i îndreptăm. Perfect. Căutăm să îndreptăm gura cât mai perfect. Ia uitați. Da? Tăiem un pic din șmilgher, rupem, introducem în el și căutăm să-i facem și marginile. Da? O să revin când e fasonat tot. Numai puțin că mi-a sise camera din bol. O să revin imediat. Revenim. După ce am decupat, după ce l-am, cum să zice, l-am șlefuit pe margini ca să nu deranjeze la mână, să nu agațe, să nu rămână, eu știu, în momentul când să întâmple ceva, să agațe firul, să... Adică după ce l-am șlefuit bine, introducem partea verde și ne iese coșuletul propriu-zis. Acum ce ne trebuie? El având aici o gaură, da, se vede, noi pe ăsta vrem să introducem o tijă. Ia uitați. Da? Pentru ce introducem tija asta? Ca să putem să legăm coșulețul pe firul principal. Dar o să vă arăt cum. Nu are cum. Nu are cum. Tija asta o să iasă prin fundul capacului. O să-i dăm, deci, ce? O să dăm o gaură în mijlocul capacului. Haideți să dăm și o gaură în mijlocul capacului. Bun. Deci dacă dăm și aici o gaură, ce se întâmplă? Luăm un spiral. Avem tot ce ne trebuiește. De o anumită mărime, deocamdată, cât formăm gaura. O mașină de găurit. Punem spiralul și căutăm, dacă nu știm, nu putem să ne orientăm, luăm o cariocă, dăm un punct în mijloc. Da? Am dat un punct în mijloc și căutăm să urmărim
acel fund. Vrem să ne fie, să fim mai siguri. Ce facem atunci, dacă vrem să fim mai siguri? Luăm lenghina. O să dăm iar din nou în jos imaginea. Deschidem ca să fim siguri că facem, adică perfect. Introducem dopul ca să nu se miște, să nu se întâmple nimic. Îl introducem în mijlocul menghii, strângem un pic, foarte puțin, dacă încet un pic sare, și venim cu mașina de găurit deasupra. Foarte încet, foarte încet. Căutăm să străpungem dopul. Am dat gaura perfectă. Căutăm să o mărim. De ce zic căutăm să o mărim? Fică noi o să schimbăm spiralul de la mașină și o să revenim cu un, sau o să venim cu un spiral mai mare. Deci luăm din trusa de spirale unul mai mare. Avem unul mai mare. O să revin că mi-a căzut. O să... Bun, am revenit. Am pus un spiral mai mare. Dăm gaura din nou, o mărim. A mărit, ia uitați cât de repede. Bun. Acum, luăm tija și probăm tija dacă ne intră pe acest orificiu care l-am format. Perfect. Da? De ce spun chestia asta? Fiindcă noi după ce îndepărtăm menghina, introducem partea verde în partea albă, introducem pe jumătate, da? Ia uitați. Aici o să venim cu el la bază, da? La bază de tot. Și ce se întâmplă? Haideți să vă arăt. Bun. După ce l-am introdus, luăm o brichetă și topim partea de jos foarte puțin, foarte atent. Încălzim până începe buza acestei tije să topească și să se strângă ușor, ușor, dând înapoi. Acum am făcut chestia asta, facem o buză mai mare, îi formăm o buză mai mare, ca în momentul când am tras-o aici, la margine, să nu mai iasă, să poată să fie trasă în afară. Asta, ducându-ne și dându-ne de înțeles că rămâne coșulețul fix înăuntru dacă facem și aceeași chestie în partea cealaltă. Dar eu nu fac aceeași chestie și în partea asta la altă. Ia să vedeți. În partea asta la altă, e foarte simplu. Caut să-l decupez. Vedeți, dumneavoastră, el are o tijă aici. Plasticul ăsta alb. Siringa a avut o tijă. Mă ajută foarte mult chestia asta. Mă ajută. De ce mă ajută? Fiindcă eu aici am să vă arăt o chestie ce vreau să fac eu. O să scot pur și simplu, o să scot tija cu totul, da? Și la acest, cum să spun eu, plastic ieșit în sus, adică gura de la siringă, aș vrea să-i dau o gaură undeva sus la bază, foarte subțire. De ce? Sunt două metode aici. Dacă introduci înapoi capacul în el, da? Și aici îi dai o gaură, poți aici să te legi, să legi pur și simplu o agrafă, să legi, eu știu, firul direct de aici și să faci legătura între coșuleț pe fir direct. Dar eu ce vreau să fac? Eu vreau să fac ca acest coșuleț să se învârtă în orice poziție. Vedeți? Să învârtă. Asta vreau eu de la el. Și atunci ce fac? De-aia vă spuneam. Decupez de la bază de aici. Las un pic. Foarte puțin. Decupez tija. Vedeți? De-aia vă spuneam. Atenție!
la micile detalii. Ia uitați. Am dat jos. Deci așa am lăsat foarte puțin. Vedeți cât? Foarte puțin. Deci câțiva milimetri. De ce? De ce am lăsat treaba asta? O să vă arăt imediat. Fiindcă eu aici o să fac aceeași chestie. O să topesc ăsta și o să-l aduc înapoi. Înțelegeți? Ca să nu mai iasă. Să rămână fix. Una din metode. Dar mai e și o altă metodă. Acum aici, dacă vreți să nu mai iasă, luați un ac. Luați o... Ce aveți noastră? Cu un ac, cu ceva. Eu ăsta pot să-l încălzesc, să dau gaură aici, la bază, în movul ăsta, și să introduc, dacă vreau, aici o agrafă. Și în momentul dacă am introdus o agrafă, el nu mai pleacă nicăieri. Poate lucra pe loc, unde vreau și cât vreau. Am să fac chestii, am să revin și am să fac chestia asta, să vă arăt imediat. Revenim. Vă spuneam că o să revenim ce îi facem la bază. Ia uitați, vedeți? Eu i-am dat ca să nu mai iasă deloc și să-l pot să-l învurt cum vreau. I-am dat o gaură aici la bază, un bolt. Vedeți? Care aici, acum, în gaura asta, ce pot să introduc? V-ați gândit? Pot să introduc o agrafă. Care agrafa o să intre perfect. Vedeți? Ia uitați. Aici fac gaura cum trebuiește. Da? Bun. Și o să iau o agrafă. O să caut o agrafă bună, care poate să intre acolo, care să o atașez pe urmă pe firul, pe fir, să pot să-mi pui pe fir coșulețul. Și am găsit o agrafă, da? O să scot acest, da? Și o să vă arăt că o să introducem o agrafă. Da? O să introduc o agrafă aici, care să-mi intre pe... care să-mi intre... Uitați, introduc o agrafă, care să o pun, să o pun pe urmă pe firul principal. Ia uitați, da? O agrafă am introdus, bun... Hai, mă, stai aici, cum te pun eu. Ia uitați. Am introdus o agrafă care, pe urmă, să introduc firul principal la coșuleț. După ce termin cu el, adică o să vă arăt, o să-i dăm niște găuri, o să-l pregătim. Într-un de-aia vă spuneam, nu e oricum. Nu e un coșuleț de ăsta oarecare, gata. O să-l... Haideți să vă arăt cum ar veni el pe fir. Am aici undeva... Da, am aici în spate pe la cănuța mea de cafea. Da, cănuța mea de cafea. Bun. Am aici un fir. Haideți să vedem cum ar arăta. Hei, uite. Cam așa ar arăta el când îl terminăm. Deci, ia uitați, pus pe firul principal, hai mă, să nimerim și el. Să nimerim și firul pe găurică, dar avea ceva, era torsionat un pic și acum haideți să-l introducem, să vedem cam cum ar arăta el. Asta ar fi firul principal de la lanset. Vedeți? Da? Nu bine. Super bine. Da? Ia uitați-l. Bun. Cam așa ar arăta el pe firul principal. Dar acum trebuie să-i facem cum iese viermușii din el. Cum ar trebui să iasă viermușii din el după ce i-am dublat pereții. Bun. Haideți să vă arăt și cum facem chestia asta.
Deci acum, da, vedeți, el are niște gradații, 10-20. O să încercăm să facem un pătrat, da, cu o mașinărie. Am eu aici o mașinărie care cu ea o să fac. O să revenim imediat. Revenim. Vă spuneam că am o mașinărie care tai cu ea, da? O să-i punem o freză. O freză la mașinuța asta. Îi punem o freză aici undeva. Hai să-i o montăm. Și cu ea o să decupăm în coșuleț partea de introducere a viermilor. Și o să vă arăt cât de simplu e. Da? O să vă arăt. Am pus freza la mașină. Hai să o punem mai așa. Hai să și strângem freza. Da? De-aia vă spuneam. Trebuie să aveți puțină îndemânare, puțin, să și vreți să faceți. Bun. Și acum, oameni buni, ce vă explicam? Vă explicam că eu vreau să fac aici un decupaj, un pătrat. Da? Fac un pătrat în ăsta ca să putem să introducem viermuși. Iar în momentul când rotesc de capac, de jos, blochez ieșirea viermușilor. Adică să poată să intre, fac ca o ușă, da? O ușă dublă, cum vine vorba, și pe urmă răsucesc și închid, nu mai iese până pătrat și iese de când îi dăm niște găuri, iese până găuri foarte rar în apă. Și atunci o să iasă pe patul de nadă mult mai rar. Da? Haideți să încercăm. Ia uitați, vedeți? I-am făcut deja stabilitatea, nu mai iese. Vedeți? Bun. Și acum haideți să încercăm să-l tăiem. Ia uitați. Îi dăm niște semne. Foarte ușor. Aia vă spune, nu e grabă. Ia uite. Așa. Ca să introducem viermi. Eu aici străpung amândouă plasticuri și partea verde. Haideți să ne înțelegem. Eu aici, vedeți, eu aici străpun și partea verde odată cu asta. Că dacă nu străpunzi partea verde, verde nu poți să introduci viermi. Așa străpunzi și partea plasticul alb și partea verde, plasticul verde. Ca să poți răsuci de jos, pe urmă, să vii cu spatele de aici și în fața aici. Și atunci obligatoriu ai stopat ieșirea viermilor. Da? Asta e ideea. Bun, hai să continuăm. Dacă nu, haideți că oprim un pic, ca să vă arăt când este deja decupat. Am decupat. Acum scoatem pătratul ăsta și o să-l scoatem și pe celălalt. Ia uitați, din mijloc. Vedeți? Bun. Da? O să-l scoatem și pe ăsta alalt. Și partea verde. Ia uitați. Vedeți? Că el se sucește. Ia uitați. Acolo e partea verde. Uite, dacă scoți și bucata pătratul de la verde, urmă când întorc, se blochează. Uite, vedeți? Super bine. Haideți să scoatem și partea de acolo. Bun. Revenim. Ca să nu ne lungim, eu fac acest videoclip. Dar ei sunt niște pași. Și eu nu vreau să mă lungesc să-l fac 2 ore. Vreau să-l fac de 20-30 de minute încet ca să vedeți și dumneavoastră. Deci revenim cu partea finală, adică cu ce? Cu scoaterea la partea verde dinăuntru, cu șlefuirea pe afară, fasonarea lui frumos, perfect, da? Revenim. Deci după ce i-am pus agrafa, da? I-am pus o agrafă strașnică, da? Ia uitați-l, l-am decupat, i-am făcut interiorul să vede, că se vede, se vede tija dinăuntru, foarte bine, da? Uitați-l. Deci, uitați-l. Pe aici introducem viermișori. Iar în momentul când nu mai vrem să mai iasă, decât răsucind în capac
Și vedeți? Pe unde să mai iasă? Bun. Acum, după ce am făcut chestia asta, deci ia uitați, ora așa la deschidere, la deschidere, da? Ar trebui să dăm niște găuri în el ca să iasă pe urmă, după ce închidem ușița, am închis ușița, să poată să iasă prin găurile astea care îi le dăm noi. Deci eu vreau să-i dau acum niște găuri. După ce am închis ușa asta, ca să iasă viermișorii mai greu, foarte greu. O să-i dau 2-3 pe parte, 2-3 pe parte, 2-3 pe parte. Haideți să vedem cum o să iasă. Iar din nou revenim. Acum încercăm să-i dăm găurile unde trebuie, ca să poată iasă viermușii cum trebuie. O să-i dăm 2-3 găurele, 2-3 găurele. Vedeți? Două, două. Îi dăm unde am punctat cu carioca, unde vrem noi, îi dăm niște găuri. Ca în momentul când răsucim, închidem ușița, să poată să iasă până găurile alea foarte încet, cât un viermișor. Doi. Să poată să atace nada după fir. Nu? Revenim. Cum? Acum, după ce am dat toate găurile, le curățăm. Ca să nu ne încurce la mână cu absolut nimic, da? Le fasonăm, le aranjăm, le șmilgheruim, le curățăm de impurități din, da? Că lasă și plasticul fel de fel de. Margini astea care trebuie făcute, uite, da? Uite. Vedeți? Găurele date frumos, mai sus, mai jos. Și în momentul când am închis, vedeți, eu i-am dat o dungă, ia uitați, i-am dat semne. Și acum, în momentul când învurdă ăsta, el se deschide și iese până în găuri, până în. Deci, ușa mare pe unde introducem viermi în coșuleț, o mă închidem și ei o să iasă prin găurile astea foarte încet, foarte încet, da? Dar ce se întâmplă? Și găurile astea trebuie să le aranjăm, adică trebuie să le șmilgheruim, le dăm o formă rotundă, perfectă, că și bormașina, sau eu știu, din găurile mai lasă cât un por, mai lasă cât. Da, trebuie și ele făcute ca lumea, trebuie și ele. Da? Ia uitați. Da? Așa. După ce facem și execuția asta, adică curățăm fiecare gaură frumos să fie perfect, așa să devină, să înceapă să vină perfect rotundă, îi facem ansamblarea înapoi și atunci îi facem proba stânga-dreapta. El deja merge practic, uitați-l, el merge, da? Ia uitați-l, el e deja, da, deschis și în momentul când noi aici avem un semn jos, un semn sus și noi întoarcem portița pe semn. Vedeți? Ia uitați. Are semn. Da? Obligatoriu vine gaură la gaură. Ia uitați. S-a deschis. Îl închidem. Vedeți? Ia uitați. Semn. La semn. Și atunci găurile vine perfecte și pe acolo o să iasă viermuși. Revenim cu partea finală. De ce spun cu partea finală? Aici în dop, de-aia v-am spus, dopul trebuie neapărat. De ce, oameni buni? În acest dop, jos aici, până când îi dăm gaura, da, și introducem tija după mijloc, putem să-i turnăm plumb, 10 grame, 15 grame. Putem să-i turnăm în dopul ăsta 10-15 grame de plumb, ca să putem să-l ducem, să ne-l ducă greutatea plumbajului sau ce vreți dumneavoastră, cu ce vreți dumneavoastră să-l plumbați. Am văzut că unii îl folosește bucății metalice. Foarte bine, adică bucăți rotunde de fier căurite pe mijloc, introduse, tot la fel, tot plumb, tot plumbaș. Dar dacă vreți și neapărat să-i puneți plumb,
A stopit un pic de plumb, a sturnat, ormai îi dat țigaura și introduce stija și nu e nicio problemă. Deci, haideți să-i facem partea finală, să facem partea care să finisează totul. Deci, îl deschidem acum de tot și fasonăm, finisăm, perfect. Revenim. Vă spuneam că revin cu o mașinărie care îmi fasonează tot. Ia uitați, i-am pus un pic de, aici o pastilă de polizor, da, mică, și acum toate găurile care le-am dat în dop și în capac, ia uitați, le iau la șlefuit. Deci am una care intră, ia uitați, o pastilă care intră perfect. De-aia vă spuneam, nu-i joacă. E un coșuleț făcut cum trebuie, așa, ia uitați. Vedeți? Acum eu îl deschid, da? Ia uitați. Îi dau toate perfect. Se face perfect. După ce le-am căurit, ia uite, iese perfect. Adică trebuie și el făcut așa, dacă îți place pescuitul, dacă nu, te duci la magazin și cumperi. Ia uite. De aia vă spuneam într-un... Măi, deranjează cu mica firul, nu-l strică firul. Facem și partea din interior. Se scoate toți sporii afară. Ia uite. Perfect, perfect. Da? Da. Ce vă spunem? Cu un pic de răbdare. Să face, dar dacă n-ai răbdare să le faci, nu le faci. Te duci și dai bani la magazin și ai cumpărat și ai. Dar dacă îți place să faci, ești adevărat pescat. Băi, vi le construiesc eu. Asta e plăcerea. Asta e plăcerea. Ia uite. Perfect. Găurit perfect. Că mult zice, a, mă apuc eu să fac anul ăla. Faci timp dacă vrei să fii. Adevărat. Îți faci timp și ți le faci, ți le construiești, ți le... Fiindcă e ușor, te duci la magazin, ți-ai cumpărat, ăla ai pus, te duci și pescuie. Dar când faci tu, când ți le drigui tu, parcă aștepți plăcerea aia să dai cu ele, să pescuiești cu ele, să ieși cu ele la pescuit. Și de aia v-am zis, eu de multe ori, când afară e timpul ăsta ploios sau nu putem ieși, îmi fac timp și idei de pescuit din orice. Și atunci ți le și probezi. Băi, ia stai, am gândit bine? N-am gândit bine. Am făcut bine? Am făcut bine. Sau... Și... Ia uitați. Îl introducem. Perfect. Ia uitați. Da? Introducem tija. Pe mijloc, eu introducem de la cap la cap, da? Și imediat. Ia uitați, vezi? Pe aici îi băgăm viermușii, da? În el, se vede? Și pe mă închidem ușa. Portița, cum vine vorba, am închis-o. Și dacă am închis-o și am pus pe semn, adică pe dunga perfectă, da? Se vede că am dat un semn aici, pe ea. Obligatoriu, găurile vine gaură la gaură. Și pe acolo iese viermușii. De ce? Ia uitați. Introduc tijă și ia uitați. Vedeți? Am introdus tija până înăuntru. Aproape că iese pe gaura care am dat. Ia uitați. Deci uitați cât am introdus tija. Da? De aici se vede că e perfect. În găurile astea iese
iese viermușii afară, după ce ați dat, cum să zice, toate găurile și le-ați dat perfect, adică le-ați dat niște semne, le-ați măsurat, le-ați, da? Bun. Iată că încă o dată v-am arătat cum să facem un coșuleț pentru pescuit. Să înlătiți cu el, să duceți în zona viermușiori, râme, de ce nu? Și în același timp să și faceți pescuitul mai plăcut. Încă o dată, Sandu Pescar Dunărean vă urez fire întinse și cu toată plăcerea vă spun, ieșiți la pescuit. E vară, da? Și trebuie să ieșiți la pescuit, să zic așa. Eu acum caut să-i pun înapoi toate montajurile perfecte. O să-i pun agrafa exact unde trebuiește, fiindcă agrafa, ca să intre, trebuie deschisă într-o anumită postură, da? Și eu asta fac, să-i prind agrafa cât mai bine, da? Ia uitați, da? Să poată fie agrafa bine pusă la locul ei. Da? Și atunci, ce facem? E simplu. Punem două păfiri. O să punem păfirul principal. O să punem două biluțe de cauciuc. Una. Da? O să punem. Haideți să mai luăm încă una. Avem aici în cutiuță. Da? După ce am pus o bilă de cauciuc, introducem. Că spuneam că vreau să vă arăt până la final. Până pus pe firul principal. Da? Da? Avem o biluță. Da? Avem o biluță pusă. Bun. Haide că vă spuneam că poziționarea lui pe firul principal, da, am și oprit pentru o secundă, două, să vă arăt exact. Ăsta e un fir principal de la o mulinetă. Da? A, uitați-l. În capăt i-am pus pentru să legăm un ac, da? După ea am pus imediat o biluță și încă o biluță, băgat el, propriu zis, da? Și uitați-l cât de perfect, da? Lucrează. Și atunci el duce în zona unde ne dorim noi, duce fiermușii cât mai aproape pe patul de nad. V-am explicat și v-am spus printr-o singură metodă. Introducem capacul, îl răsucim, desfacem portița, introducem fiermușii, închidem și atunci punem două semne oarecare ca să fim siguri că am închis bine portița și atunci ele, pe găurile date perfect, iese acei viermuși. Deci vă salut, oameni buni, și cu o simplă remarcă, dacă ești pescar, abonează. Știu sigur că și ție ți trebuiește. Te pup, om bun, ne vedem într-un alt videoclip cu altceva.